Neatenția era să îl bage în spital pe un copil de numai 13 ani. Acesta a alergat pe marginea străzii și a sărit fără să se asigure pe trecerea de pieton din zona Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu. Șoferul nu a mai putut să îl evite, însă autoturismul nu se deplasa cu viteză, iar minorul nu a fost rănit, ci doar a tras o sperietură zdravănă. Polițiștii l-au testat pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. Copilul nu se asigură deloc, nici nu... Mersă pe trecere, să însară pe trecere. Uite, să vede și fața mașinii unde o opri. Nu are copilul absolut nimic, se ridică, veni aici, sună oamenii la 112. Acum vine și criminalistica, mi se lua și alcoolemia zero. Să vede și mașina că nu are nimic, copilul. El a trecut strada și s-a întors. S-a întors înapoi și atunci l-a croșai. Nu are leziune, nu are nimic. Ce vrei să vă spun mai mult? Eu știu că e martor ocular aici, care e camera de luat vedere, acum spun că nu funcționează camera. Nu mai e vina mea, că eu chiar mă bucuram să vadă toată lumea că se înregistrează trecere de pietoni. Deci o alergă paralel și fugi în fața mașinii. Îl evitai prima, după aceea se întoarsă înapoi în fața mașinii. Dacă aveam viteză, dădeam cu el, erau urme de frânare. Minorul a fost preluat de un echipaj al serviciului de ambulanță Gorj și transportat la unitatea de primiri urgențe din Târgu Jiu, însă acesta nu a suferit leziuni.